Bună ziua și bine v-am regăsit la Transilvania la zi. Revoluție în sistemul de management al spitalelor comparat cu feudele de către Ministrul Sănătății. Guvernul schimbă radical regulile după care sunt conduse unitățile de sănătate. Se dorește astfel ca să fie depolitizat managementul spitalelor și să fie eliminat nepotismul. Ce prevede această ordonanță și ce părere au medicii, pacienții, dar și cei care sunt acum în fruntea unor unități spitalicești importante, vom afla în prima parte a emisiunii. Tot astăzi, la Transilvania la zi, luăm pulsul TechFest, primul festival din Transilvania dedicat tehnologiei. Informațiile le vom afla direct de la sursă și anume de la organizatorii TechFest. Tot la Cluj-Napoca se desfășoară și Olimpiada Cuget, un concurs de cultură generală destinat tinerilor. Pentru semifinale s-au calificat deja peste 600 de tineri. Când, unde și cum se va desfășura această competiție ne va spune reprezentanta Asociației Femeilor de Afaceri Cluj, la finalul emisiunii. Dar până atunci vă prezint partenerul meu de dialog de astăzi, jurnalistul Viorel Nistor. Bună ziua, Viorel! Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Ia spune cu ce subiecte, care ar fi subiectele zilei? Nu cred că putem începe înainte de a sesiza prezența la Cluj a președintelui României și nu atât pentru că a venit președintele, ci mai ales din punctul meu de vedere să dezbată de Ziua Internațională a Studenților, să dezbată împreună cu studenți, cred, și cadre didactice, tema, așa cum ai spus, Uniunea Europeană între dezintegrare și reformare. Parcă nici când, sau sigur nici când, nu a fost mai actual acest subiect. Uniunea Europeană, la care am aderat nu de foarte multă vreme, în care de-abia ne-am așezat sau încă nu ne-am așezat bine, începe să aibă probleme foarte mari. Și vedem, semnale de criză vin din toate părțile, inclusiv din Statele Unite. Iată, și Statele Unite marchează faptul că Uniunea Europeană se află în criză. Și liderii europeni? Liderii europeni recunosc asta. Vin semnale din Turcia, din Rusia, din Statele Unite, vin semnale din interiorul Uniunii Europene, au venit, iată, din Marea Britanie, și probabil vor urma și alte semnale. E foarte bine, România a fost foarte entuziaști și cred că mai sunt și acum și-au mai păstrat o parte din optimism în ceea ce privește oportunitățile și perspectivele pe care le oferă prezența României în Uniunea Europeană. Trebuie discutate toate aceste lucruri cu realism ca să nu ne facem iluzii deșarte în ceea ce privește acest viitor. Tema dezbaterii de astăzi era și contribuția României la susținerea reformei europene. Foarte bine ai punctat. Prin forța împrejurărilor și a lucrurilor, iată, România devine un punct cheie în Uniunea Europeană. Este punctul cel mai estic. Și am văzut în aceste zile tot felul de hărți, de influență. Noi suntem europeni. Geopolitic acum se schimbă harta o insulă geopolitică de fapt, Uniunii Europene. Și noi am vrea să fim în această nouă așezare totuși un punct de stabilitate și de consecvență. Și să știm să ne valorificăm șansele cele pe care le avem, ca să fie bine țărina, în primul rând, și acesta ar fi condiția pentru a fi bine cetățenilor ei. Beneficii și oportunități, din acest punct de vedere, la acest lucru mă refer. Tot pentru Cluj aș vrea să sesizez un subiect care circulă asemenea taximetrelor. De fapt, și a fost o dispută juridică între taximetriști și conceptul Uber. Adică taximetriștii sub acoperire, cum le-au spus. Deocamdată instanța a hotărât până la un nou avampost, să spunem așa, până la o nouă stare de fapt, să suspende activitatea taximetriștilor
de ocazie, sau cum să spun, a taximetriștilor, a taximetriei, în afara sistemului, să spunem așa, dacă ar fi și mai întreba care... Mai sunt căi de atac, cred că. Mai sunt căi de atac și acest concept funcționează în toată lumea. Este un tip de afacere în rețea. Este o cale de dezvoltare a afacerilor și nu cred că va putea fi oprită la un moment dat printr-o hotărâre judecătorească. Iar în ceea ce mă privește pe mine sau pe tine, care la un moment dat suntem consumatori a acestui serviciu de transport, am putea zice pentru noi cel mai bine să fie servicii cât mai bune și cât mai ieftine. Și apoi celelalte să se rezolve de la sine. Din păcate sunt multe și își aliniază prețurile la un moment dat și atunci nu este în favoarea consumatorului. Așa este. Despre sănătate țin să vorbim mai întâi, deoarece această ordonanță de urgență care a fost anunțată ieri de către Ministrul Sănătății a stârnit vii reacții din partea actorilor, de la conducerile spitalelor, la conducerile universităților de medicină, dar și a pacienților, a sindicatelor, personalului medical. Și îți propun să trecem la această temă a discuției de astăzi și să vedem cum va fi revoluționat sistemul de management al spitalelor comparat cu feudele, așa cum spuneam, de către Ministrul Sănătății. Guvernul schimbă radical regulile după care sunt conduse unitățile sanitare. O ordonanță de urgență adoptată ieri prevede că vor fi concursuri pe proiecte, iar managerii vor putea fi și alți profesioniști, nu doar medicii primari, ori cadrele universitare. Ar urma astfel să fie depolitizat managementul spitalelor și să fie eliminat nepotismul. Selecția managerilor se va face pe bază de proiect, iar reprezentanții pacienților vor face parte din comisia de concurs. Va putea candida orice profesionist cu experiență după eliminarea restricțiilor din prezent. Dacă am dorit să aducem acum la conducerea unui spital clinic din România un manager de la un spital mare din străinătate, de la AKH sau de la alte spitale din străinătate, nu putem face asta, pentru că aceștia, în marea lor majoritate, nu sunt nici medici primari, nici cadre universitari. Această restricție, coroborată sigur cu alte măsuri, nu este menită decât să păstreze și să consolideze puterea anumitor grupuri asupra spitalelor. Vizate sunt și interesele politice. Șefii spitalelor nu vor mai putea deține funcții de conducere, administrare și control în partidele politice. Atunci când ești membru de partid, mai devreme sau mai târziu, prin rețeaua relațiilor de partid, vei fi obligat sau convins să faci niște achiziții care poate nu sunt cele mai bune pentru spital. Șefii din spitale nu vor mai putea fi nici patroni sau manageri la clinici private sau alte firme și nu vor putea angaja rudele până la gradul 4 în funcții de conducere în spital. Va fi interzis și să primească bani pentru cercetare de la companii care au legătură cu unitatea pe care o conduc. În proiect a fost prevăzut expres că managerul se va concentra exclusiv pe activitatea de conducere în spital între orele 8 și 16. De-abia după program va avea voie să acorde consultații, să opereze, să predea ori să facă cercetare. Altfel și-ar neglija atribuțiile de manager, iar calitatea serviciilor oferite pacienților ar avea de suferit, spun inițiatorii ordonanței. În spitalele clinice, șefii de secție vor da concurs pentru funcție. Reprezentanții universităților de medicină se opun pe motiv că nu are cine să verifice un profesor care a trecut deja prin multe concursuri. Contestă și prevederea potrivit căreia directorul medical nu va mai trebui să fie și cadru universitar UMF. Spun că astfel se distruge învățământul medical și amenință că ar putea retrage din spitale aparatura universităților. Fără îndoială că într-o astfel de condiție nu mai ființează contractul între instituțiile de învățământ, deci între universități și spitale. Deci este aparatură de înaltă performanță, achiziționată tocmai în scopul completării a ceea ce lipsa din spitale. Universitățile se pot retrage. Ordonanța se va aplica în toate spitalele din țară. Primele concursuri după noile reguli vor fi organizate în unitățile în care mandatele managerilor au expirat, precum Spitalul Universitar Bagdasar Arseni, Spitalul de Arș ori Institutul Oncologic București. Despre acest subiect discutăm acum cu domnul dr. Victor Ășanu, președintele Camerei Federative a Sindicatului Medicilor din România. Bună ziua, domnule doctor! Și dumneavoastră și telespectatorilor! Cu tremur la vârful conducerii spitalelor, cel puțin a fost un cutremur ușor. Cum a fost resimțit seismul din interior? E vorba de o ordonanță extrem de sensibilă, dar extrem de importantă. Este atât de importantă încât chiar a doua zi după apariția ei, toți rectorii din UMF-uri
întâlnindu-se la Târgu Mureș, au făcut o scrisoare către premierul Cioloș în care au fost categoric împotriva acestei ordonanțe. Ca să vă imaginați despre ce ne vorbim, vorbim despre cei mai puternici și influenți oameni din sistemul sanitar. Vorbim despre profesori consacrați care conduc clinici de 20, de 15 ani. În același timp, consider că e o ordonanță teoretic extrem de bună și la locul ei, pentru că așa cum s-a exprimat și Ministrul Sănătății, dacă mâine vrei să aduci un manager performant, actuala lege pune probleme, pentru că sunt niște criterii acolo, din cauza cărora un manager performant nu poate ajunge să conducă un spital din România. Se referă în special la faptul că trebuie să fie cadru universitar, că trebuie să fie medic primar. Sunt câteva probleme. În Europa, de mult, de vreo 20 de ani, conducerea spitalelor este asigurată de către nemedici. Au introdus-o francezii prima dată și noi am luat-o drept exemplu pe vremea ministrului Nicolaescu, pentru că și spitalul trebuie ca orice instituție să aibă veniturile colaborate oarecum cu cheltuielile. Noi medicii am fi în stare să cheltuim oricât de mulți bani pentru binele unui pacient, lucru care nu întotdeauna este bine din punct de vedere financiar contabil. Un finanțist, în schimb, o să-ți spună, vă rog frumos, dacă vreți să tratați mai mulți pacienți, căutați surse de finanțare, fiindcă eu atâția bani am. Tot timpul, în momentul ăsta, am avut conflicte. Am ajuns la ora actuală în Europa, medicii să ceară să fie aduși înapoi la conducerea clinicilor universitare, din cauza că noi considerăm că totuși noi știm că ce înseamnă o boală, cât costă o boală, că un caz mai grav costă mai mult și trebuie căutați bani. Ori încoate vă spun, noțiunea de conducerea a spitalului din punct de vedere financiar nu întotdeauna bate cu noțiunile noastre medicale. Uneori un pacient costă atât de scump încât trebuie să găsești surse de finanțare. În altă ordine de idei, se vorbește despre depolitizare. Foarte corect. Extrem de corect. Ar trebui să-i scoatem. Dar vă întreb eu un lucru. În circumstanțele de astăzi, în România de astăzi, dacă un manager de spital nu are susținere politică, poate el să-și asigure finanțarea proiectelor spitalului. Eu vorbesc din punct de vedere a unui realist. Pentru că dacă toată țara ar merge pe idee de politizării, aș fi perfect de acord. În ziua de astăzi, nu. Dar sper că în ziua de mâine se vor schimba lucrurile. Teoretic este foarte bună ordonanță. Însă noi în federație avem oameni care au fost directori de spitale și direcții sanitare. Fiindcă noi suntem o federație națională a medicilor, de exemplu, colegul nostru de la Arad a fost director de spital. Și m-a sunat ieri și zice, Victor, îți spun sincer, astăzi, dacă eu aș fi director de spital și n-aș fi avut o susținere politică, eu nu pot să-mi finanțez nici UPU, nici un proiect, nici să-mi aduc un aparat, fiindcă dacă nu ai susținere, asta este realitatea. Da. Deci a trebuit toată țara să meargă pe ideea de politizare. Eu sunt de acord cu ideea, este foarte bună idee. Numai că mergem și pe situația reală, că noi trăim în viața reală. Cred că ar trebui să intervin la acest moment. Să nu aștepte cineva, oricare categorie profesională sau socială, ca să primească pe tavă vreun beneficiu de la cineva. Deci depolitizarea, aproape pot să jur, că nu se va petrece niciodată dacă cineva nu o va cere și nu o va impune. Trebuiește să pornească din interior comunitatea medicală sau oricare altă comunitate. Este un bun pentru care trebuie să lupte, pentru care trebuie să-l dobândească. Politicienii sunt învățați să trăiască din gesturi oportuniste. Întotdeauna vor încerca să acapareze, să stăpânească și să dețină control prin financiar, prin politic financiar asupra, mă rog, să zicem, a sănătății aici. Tocmai asta este motivul pentru care am spus. Ar trebui să existe mai multă unitate, mai multă determinare, concertate toate eforturile și nu ordonanța va face depolitizarea. Sunteți convins de asta? E o încercare în ceea ce privește, să zicem așa, un politician oarecumva din afara sistemului și care încearcă să facă ceva pentru sistemul medical. Sistemul medical la acest moment ar trebui să dea mână de la mână, să spune nu mai vrem, nu mai acceptăm și acesta să fie deja un moment, ca o punte de legătură. Ca politicul să ne conducă, da? Cum? Ce nu mai acceptăm?
să nu mai accepte să fie numiri politice și să fie politizat sistemul și să se dea bani, pentru că de fapt asta este problema. Dacă nu sunt director numit de partid, nu o să primesc finanțare, nu o să primesc bani și atunci nu-i mai bine. Mai bine e așa și ați denumit mai înainte un compromis. Ar fi mai bine să, pentru că am primit bani. Vezi, nu primim niciun ban pe cale politică, se poate? Domnilor, sigur, că e ușor de vorbit. Vă propun să aflăm acum și opinia unui om care se află în fruntea unei unități spitalicești, una dintre cele mai mari unități, doamna Monica Costin, director de îngrijiri la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, doamna Armonita. Cum vedeți? Și invitațiilor dumneavoastră. Cum vedeți dumneavoastră această ordonanță de urgență care până la urmă schimbă sistemul de management al spitalelor? Ordonanța e greu de spus și de să ne dăm cu părerea la o zi de la discuția despre ordonanță, pentru că eu personal, în afară de faptul că am citit și am auzit ceea ce se spunea, nu am văzut conținut ordonanță, deci e destul de greu să vorbim pe seama ordonanței, dar... Așa la prima strigare. La prima strigare, dacă vorbim despre o activitate a managerului care să stea de la 8 la 16, deci 8 ore să facă numai management, eu personal pot să spun că e un lucru bun, pentru că managementul nu se poate face nici 2 ore, nici o oră și managementul până la urmă este nu numai o funcție, ci este de fapt o specialitate. Dumneavoastră sunteți vizată de schimbare? Eu n-am de ce să fiu, pentru că eu fac în exclusivitate partea managerială 8 ore din 8 ore, 10 ore din 10 ore. Nu am nicio problemă de genul ăsta. Aveți și studii de management? Da. Sanitar? Am și studii, am și master în management sanitar. În politică? Sunteți implicată? Eu nu fac politică, nu. Nu sunt. Rude? Implicată. Aveți? Nu. Până la gradul 4 în sistem? Nu. N-am nici în sistem și n-am nici în spital. Totuși, putem să formulăm o întrebare. Viorel Nistor. S-au exprimat aici cam două puncte de vedere diferite. Cum trebuie să fie managerul din sistemul de sănătate? Să aibă specialitatea management sau cu obligativitatea ar trebui să fie și medic? Cum e mai bine? Sigur că vorbim despre o specialitate mai aparte. Se discută despre managementul sanitar. Sigur, pot să-l facă oricine, dau adică ca și teorie, dar practica arată că totuși trebuie să cunoști îndeaproape procesul medical și terminologia medicală, pentru că altfel e destul de greu să iei niște decizii. Sigur, poate fie și oameni care sunt economiști și care cunosc și partea medicală sau o dublă specialitate, sunt medici economiști, medici juriști. Eu totuși spun că trebuie să cunoști sistemul de aproape, să cunoști funcționarea sistemului și să înțelegi termenii medicali. Și dumneavoastră predați, din câte știu, la universitate, când o faceți? În timpul celor... După masa. Numai după masa. Eu n-am avut niciodată ore dimineața. N-am cum să le am. Dar majoritatea, că acum revenim și la șefii de clinică, majoritatea sunt profesori universitari. Da. Aceștia... Da, majoritatea, partea știți clinică, cum își desfășoară activitatea? Partea clinică, de secțiile clinice, tocmai de aceea sunt clinice, pentru că sunt conduse de cadre UMS, ei au integrarea clinică. Eu personal nu am nicio cunoștință, deci nu știu că în orarul de integrare clinică dânsii să aibă cursuri la universitate. Nu e mai puțin adevărat că eu n-am niciun control asupra suprapunerii orarului, dar nu cred că au în același timp și cursuri și poate de integrare clinică sau alt operator.
De asemenea, în ordonanță se face referire și la sistemul de stat versus sistemul privat. Cei care lucrează la sistemul de stat să nu fie și la privat. Asta nu este, adică nu, pentru mine nu e nicio noutate. Era dintotdeauna condiții, un medic poate avea chiar un singur contract cu casa de asigurări, ori la stat, ori la privat. Cu casa de asigurări, da. A contractului cu casa de asigurări. Altfel, interzicerea de a lucra și la stat și la privat nu este. Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să intrați în direct cu noi. Sunteți singura, de fapt, dintre managerii de spitale care au acceptat să vorbească curajoasă și în direct. Pe o temă care încă deocamdată nici nu este publicată. Exact. Da. Aș vrea să mă adaug ceva. Cred că până la urmă se transformă totul într-o luptă pentru putere. Și nu pentru buna coordonare a activităților, pentru putere și pentru bani. Și e întrucâva firesc, pentru că sistemul de sănătate este unul care funcționează cu foarte mulți bani, cu foarte multă influență. Cine nu are nevoie de sistemul medical, recurgem cu toții la un moment dat. Și e din punct de vedere politic, e un interes foarte mare să nu pierzi din mână acest sistem și să încerci pe toate căile să îl păstrezi. Pe de altă parte, cei care conduc clinicile, da, sigur că ar fi o mare pierdere pentru ei, dar se gândește cineva cum ar funcționa mai bine sistemul? Adică să găsim chiar soluția cea mai bună pentru bolnav, nu pentru putere și nu pentru medici. Ca să fim bineînțeleși. Este normal să fie luptă pentru putere, pentru că dacă eu vreau să schimb sistemul, să-l direcționez undeva, trebuie să dețin controlul. Normal că este lupta pentru putere. Nu pot să fac o modificare dacă eu n-am puterea în acest sistem, dacă oamenii care sunt la conducere nu sunt în subordine. Noi am hotărât să mergem în stânga și ei toți sunt de dreapta, n-am făcut nimic, sau invers. Două vorbe vreau să adaug referitor la întrebările că ați discutat cu doamna profesor. Poți avea rude în sistem, dar nu poți avea rude în sistem în funcție de conducere. Deci poți fi șef de clinică și să ai rude până la gradul 4, dar nu în funcție de conducere. Asta e foarte important, fiindcă să nu zică unii că, domnule, nu mai poate să vină copilul să se angajeze la spital decât tata sau manager. Nici vorbă. Nu mai poate să fie copilul șef de secție. E altceva. Și referitor la cele 8 ore, și noi ne-am expus o părere, pentru că când vorbim de doamna profesor Monica Pop care operează, sau de profesorul Sienescu care operează, poate că trebuia să fie puțin mai flexibilă ordonanța și se spune că 8 ore faci management, dar aceste 8 ore pot fi, de exemplu, de la 11 mai târziu, dar dimineața omul să-și opereze cazurile, fiindcă sunt mulți oameni care vor să opereze la profesor Monica Pop, sau are ea pacienții ei, sau are domnul Sienescu. Nu știu dacă este chiar așa de corect. Dar doamna Monica Pop nu este manager, este șef de secție. În fine, sunt, vă dau ca un exemplu. Vă dau ca un exemplu. Sunt mai mulți în București, în special, sau o grămadă de chirurgi care sunt directori de spitale. Da. Nu cred că este foarte corect să lași pe omul ăla să nu-și mai vadă, să nu-și mai opereze pacienții. Efectiv, aceste 8 ore, le spui, domnule, până la 11 îți operezi pacienții, dar de la 11 încă 8 ore până la 19, fiindcă vrei să fii manager, stai și te ocupi de management. Eu aș fi făcut-o un pic mai flexibil. În rest, ordonanța este o într-adevăr lovitură. Dar credeți că nu va fi modificată? Deci eu nu știu, cred. Și este părerea și a altor ca să vă spun că de ce sunt foarte de acord cu doamna Costin. Ordonanța asta n-a trecut prin dezbatere publică. Ministerul Sănătății are un site, site-ul are un loc unde este legislația și scrie transparență decizională. Acolo n-a apărut. Deci n-a fost niciun fel de dezbatere cu nimeni. Are perfectă dreptate, a apărut așa din semn. O să întrebăm și pe pacienți. În altă ordine de idei, dacă apărea în dezbatere publică, noi n-avea să vedem atâta de puternici și de influență sunt acești oameni, încât n-a apucat ministrul să ne prezinte ordonanța. Da. Bun, haideți să aflăm care este părerea pacienților despre această revoluție din sistemul managementului spitalelor. La telefon vorbim acum cu domnul Cezar Irimie, președintele Asociației Pacienților Cronici din România. Bună ziua, domnule Irimie! Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Știați de această ordonanță înainte de a fi ea anunțată de către Ministrul Sănătății? Nu știam, dar... În tot amatorismul prezentat până acum de către cei de la conducerea Ministerului Sănătății, ne așteptam la această fumigenă, să-i spun așa, scuzați-mă expresia, pentru a nu vedea că pacienții au rămas fără tratamente prin necontinuarea acelor
contracte cost-volum, așa că patru patologii, patru forme de cancer au rămas în acest moment fără tratament, în neurologie, pe hepatite. Deci cam asta e situația. Noi încheiem, facem marea reformă, înlocuim manageri de spitale, nu ne preocupă pacientul, beneficiarul sistemului. Noi trebuie să schimbăm manageri, să facem ca lucrurile să funcționeze. Întâi ai grijă de pacient, dă-i tot ce-i trebuie, asigură-i continuitatea tratamentului și pe urmă fă reforma asta de management în sistem. Mai întâi ar trebui să-și facă propriul management în Ministerul Sănătății, pentru că au dat dovadă de un amatorism așa dus la extreme. Deci nu suntem de acord cu felul ăsta de a proceda a Ministrului Sănătății, care, încă o dată repet, ne condamnă la moarte. Dar aceste, să zicem, modificări nu ar fi normale, totuși, la nivelul conducerii spitalelor? E posibil să fie normale, să nu fie normale, chiar nu este problema noastră cum își organizează Ministerul Sănătății sistemul. Sau este problema noastră, dar pe noi ne interesează pilula existențială să o avem în fiecare zi, să nu ne-o da peste 3 luni când e târziu și așa avem în fiecare zi din oncologie două colective. 135 de oameni mor în această patologie zilnic. Asta trebuie să-l preocupe pe domnul ministru. Colegul meu, Viorel Nistor, dorește să vă adreseze o întrebare. Da, vă rog. Deși sunt cu totul de partea pacienților și orice măsură care s-ar lua ar trebui să-i vizeze în mod direct, mi-aș permite să contrazic într-un fel pe interlocutorul nostru în ceea ce privește implementarea de la nivel politic. Suntem într-adevăr în prag de alegeri cu un guvern care a împlinit abia un an. Un guvern și cu un premier perceput ca și un individ antisistem. Deci dacă pare cumva oarecare precipitare sau lipsă de pregătire, e poate că ar fi vrut să ia prin surprindere, ca să nu dea timp de repliere și să introducă niște măsuri care ar fi foarte greu acceptate de către sistem. Nu credeți asta? Nu, eu aș putea să vă contrazic cu argumente. 135 de oameni mor zilnic. Despre ce vorbim, stimate domn? Despre teorii conspirative, despre ce vorbim? Pentru ce mai e sistemul ăsta de sănătate? Domnul ministru care a pasat politica prețului la guvern și n-a fost aprobată în Parlament, pentru ce mai avem Ministerul Sănătății? A pasat politica prețurilor în guvern să-mi spună cel de la mediu cum se fac prețurile la sănătate sau cel de la Ministerul Muncii. Este jenant ceea ce s-a întâmplat în Ministerul Sănătății până acum, lipsă de profesionalism și drumul spre iad e presărat numai cu promisiuni. Dar noi suntem cei care suntem în iad acum. Noi suntem iadul pe pământ. Noi pacienții trăim în acest iad creat nu de guvernul ăsta, de guvernele care s-au perindat până acum la conducerea Ministerului Sănătății și acești tehnocrați au pus bomboana pe coliva noastră. Aceasta e situația în momentul de față. Oamenii sunt disperați, sunt tensionați. Vin politicienii să ne promită că ne vor da, ne vor face. De unde bani? De la ei, de acasă? Sunt banii noștri. Ne sfidează și minimul de inteligență pe care l-am putea avea. Îmi pare rău să spun, dar este un circ grotesc. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția aceasta, domnule Irimia. Sănătate multă vă doresc. N-am vrut să intru într-un dialog cu domnul Irimia, este necăjit și are dreptate, însă o să spun un lucru în favoarea ordonanței. Este prima dată când în comisiile de examinare a managerilor sunt introduși reprezentanții pacienților. Niciodată pacienții nu au avut un cuvânt de spus în asemenea comisii și asemenea examen. Ei, asta e ordonanța care prima dată introduce pacientul, ca să nu spunem totuși că și eu am mari întrebări, dar sunt niște lucruri interesante, ca să nu spunem că pacientul este lăsat cu totul deoparte. Deci chiar domnul Irimia, care este președinte, sau mai sunt vreo două, trei asociații a bolnavilor cronici și a pacienților, pot avea reprezentanță în comisiile care aleg acești manageri și acolo în comisii pot să-l întrebe, domnule, ai venit cu un proiect.
Te rog să-mi spui și mie care sunt prioritățile tale. Acolo în comisie. Deci o să aibă un cuvânt de spus și eu cred că este un lucru bun din această ordonanță. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări. Cu siguranță ne mai revedem atunci când va fi publicată și ne vom edifica asupra prevederilor ei. Începând de astăzi, utilizatorii rețelelor de socializare vor putea semnala mesajele instigatoare la ură, identificate în mediul online. Acest lucru va fi posibil cu ajutorul unui sticker digital creat de studenții de la Facultatea de Științe Politice Administrative și ale Comunicării de la Universitatea Babeș-Bolyai, prin care se încearcă combaterea extremismului naționalist prin metode digitale în cadrul unei competiții universitare internaționale. Ideea stickerelor digitale prin care vor putea fi semnalate discursurile instigatoare la ură a pornit de la campania Question Hate, demarată de mai mulți studenți de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Tot pe această temă, aceștia au organizat o dezbatere publică cu doi invitați speciali, Ioana Vădani și Mircea Toma. Tu, ca grup de studenți sau ca simplu consumator care vrei să descurajezi discursul instigatorilor, nu ești arbitru, nu poți să ridici cartonașul roșu și să-l elimini din circulație pe cel care vehiculează asemenea mesaje. Dar poți să-l semnalezi pentru confrați. Și atunci ai această soluție, cartonașul cu Mickey Mouse. Din momentul în care utilizatorii rețelelor sociale vor lăsa în comentariile mesajelor instigatoare la ură stickerul creat de studenți, restul populației și autoritățile responsabile vor putea identifica mult mai ușor acest tip de mesaje și vor putea lua măsuri. Rețelele de socializare ca atare nu sunt subiectul vreunui articol de lege. Ele intră în marea categorie a comunicării în spațiu public. Ce nu ai voie să faci în spațiu public din punctul de vedere al unui act normativ, e valabil și pentru cei care comunică în rețele de socializare. Este foarte important să educăm publicul, să creăm această doză de responsabilitate și în online, pe care o avem probabil cu toții offline, dar în online, să zicem că chestia asta cu anonimitatea ne permite să fim mai liberi. Până acum în România au fost aplicate două sentințe definitive către două persoane care au publicat mesaje instigatoare la ură în mediul online. În continuare, luăm pulsul TechFest, primul festival din Transilvania dedicat tehnologiei. Așa cum am anunțat la începutul emisiunii, informațiile le primim acum direct de la sursă, Tudor Pasc, organizator. Bună ziua, Tudor, bine ai revenit! Bine v-am găsit! Ei bine, au trecut 6 zile deja din acest festival. Cum s-a derulat? Până acum lucrurile au mers foarte bine. Rezultatele Mega Hack au fost unele promițătoare. Au fost premii acordate de către companii pentru acele challenge-uri echipelor care au dezvoltat soluții de software pentru ele. Au fost premii în valoare totală de peste 10.000 de euro câștigate de o sumedenie de echipe. Premiul cel mare a fost câștigat de Unify, un startup local care are rolul de a agrega documentele financiare ale unei firme și să le trimită direct înspre contul de banking ale companiei, practic ușurând și eliminând timpii morți și timpul care se dedică acestor aspecte administrative. Sunt curioasă de ce aplicație pentru ANAF. Da, și ei au dezvoltat o soluție interesantă care cel mai probabil se va implementa. Momentan sunt în discuții spre dezvoltarea ulterioară a soluției. Ieri a fost o întâlnire a city managerilor, a primarilor din zona Ardealului, teme de discuție, soluții. Da, a fost inovatoare. Practic un punct de congruență a administrației publice, a reprezentanților companiilor atât mari, atât la nivel mondial care au sedii în România, cât și a diversilor startup-uri și alți actori care ar putea contribui la a face orașul unul mai inteligent.
de a îmbunătăți sistemul administrativ sau diverse sisteme și procese care se întâmplă la nivelul orașului. Am avut reprezentanți din partea primăriilor din Alba, din Oradea, din Târgu Mureș, din Cluj, bineînțeles. Am avut parte și de prezența unui cancelar din cabinetul prim-ministrului. Deci a fost un eveniment. De la vorbe la fapte. Cum s-ar putea finaliza aceste colaborări? Deci au venit, au văzut, le-a plăcut și ce urmează de făcut? Practic a fost o serie de prezentări, fiecare și-a prezentat soluțiile, după care evenimentul s-a finalizat cu o discuție între aceștia de în jur de o oră, cred că s-a lungit. Practic cu toți au venit cu propuneri despre cum ar putea colabora înspre a aplica soluții la nivelul orașelor mai multe. Dă-mi un exemplu, te rog, pentru Cluj. S-a vorbit de circulație? Fluidizarea circulației sau dărâmarea garajelor. Se discută de sisteme de eficientizare a transportului public, de urmărire în timp real a acestora, soluții care sunt implementate chiar și în alte orașe. La nivel de Alba Iulia, chiar în cadrul MegaHack s-a dezvoltat o astfel de soluție. Soluții de teleportare în caz de ambuteiaje. Încă nu am teleportare acolo. Nu ați luat-o în discuție. Încă nu, sunt ceva progrese acolo, pentru dar e confidențial. Pentru Cluj este o soluție. Pentru Cluj ar fi o soluție ideală la acest moment. Râdem și glumim, dar situația într-adevăr este ar fi, într-adevăr, foarte gravă. Da. Se mai discută de sisteme de analize a datelor. Chiar domnul primar spunea că ar fi eficiente implementate niște astfel de sisteme de analize a datelor adunate la nivelul întregului oraș, legat de calitatea aerului, legat de aglomerația în transport, legat de alte lucruri care în momentan se adună în mod empiric. Deci sunt date, documente, rapoarte și alte hârțogăraie de genul care, dacă ar fi integrate într-un sistem și se poate fi analizate, filtrate, prioritizate după cele necesare, ar putea să fie o soluție foarte bună pentru oraș. Ar putea să fie și sisteme de monitorizare a activității funcționarilor din primărie sau a poliției locale sau eficienția activităților. Nu, vorbesc foarte serios. Deci bazele de date sunt un concept foarte modern, uh-huh, și intră peste tot în toate domeniile. De ce n-ar începe? Nu de a începe, că a început să funcționeze și în administrație. Cred că presa, vorbesc acum din această perspectivă, ar avea foarte mare nevoie de niște baze de date în ceea ce privește activitatea de administrație publică și alte activități publice a tuturor instituțiilor de acest fel. Și toți locuitorii municipiului ar trebui să vadă ce se întâmplă la nivel de eficiență a activității. Ei sau prin intermediul servicii nostru, a media. Deci e o foarte mare nevoie din partea presei. Poate este o temă pentru la anul, dacă până atunci vedere, nu se facă pași. Să așteptăm și înspre presă propuneri. Ce s-a întâmplat astăzi? Ieri și astăzi, practic, au fost niște sesiuni de discursuri în cadrul componentei de conferință din Festivalul TechFest, unde am avut discursuri ținute de către diversi reprezentanți veniți din companii la nivel global și care sunt giganți ai tehnologiei. Vorbim de Microsoft, Google, LinkedIn, cei mari. Am adus oameni din state, din Europa, de pe diverse continente, practic mai de prin toate colțurile lumii, care să țină prezentări pentru programatorii locali, pentru reprezentanți din companii, pentru cei interesați de tehnologie, marketing. E în regulă. Două întrebări aș avea. Cum a fost succesul la public sau cum a funcționat priza la public și, pe de altă parte, cum credeți că a fost mediatizată acest mega eveniment dintr-un anumit punct de vedere? Păi mediatizat a fost foarte bine. Pot să zic că colegii mei de pe departamentul de comunicare au făcut o treabă bună. Cel puțin în mediul online am fost extrem de vizibili. Și mai puțin în Și în outdoor, adică suntem prezenți cu bannere, afișe, reclame chiar pe chiar la mall-ul din Gheorgheni, dacă veți vedea. Mâine, începând de mâine, veți fi deschiși publicului și nu trebuie să vină doar cunoscătorii, că vă adresați publicului larg. Ce putem vedea acolo?
De mâine până duminică se va desfășura componenta de expoziție a festivalului, unde vom avea în jur de 50 de expozanți care vin cu produse inovatoare pe care se le prezinte și publicul va putea să vină să le testeze. Cum ar fi? Sunt componente de casă inteligentă, sunt bancomate de valute virtuale, e vorba de Bitcoin. Aspiratoare. Vom avea aspiratoare inteligente, vom avea imprimante 3D, vom avea elemente de realitate virtuală, ochelari și jocuri diverse. Deci merită, deci, merită văzut 3 zile. Da. Foarte multe elemente vizuale de imagine care pot să fie expuse foarte ușor. Practic și publicul va putea să vină să le încerce, să le testeze. La fel vom avea mașini electrice din coace pe partea cealaltă. Practic cea mai spectaculoasă a festivalului, cea mai vizibilă. Deschisă publicului. Exact. Deschisă maselor. Așteptăm un flux de undeva în jur a 120.000 de participanți pe zi. Și de precizat, nu este expoziție cu vânzare. Nu este cu vânzare. Și cum a fost până acum publicul, succesul la publicul de specialitate, să spunem așa, că până acum totul a fost, întâlnirile au fost tehnice și între specialiști. Da, dar având în vedere că pe plan local în Cluj-Napoca avem undeva, mi se pare că la ultimul raport de genul, am avut undeva în jur de 14.000 de oameni care lucrează în mediul tehnologic, publicul a fost unul mare. Am avut un număr mare de participanți. Bun, vedem când trageți linie la final. Mulțumesc, Tudor, pentru aceste informații. Succes în continuare! Cu mare drag, vă mulțumesc! Trecem acum la un alt subiect și vă informăm că de mâine intră în vigoare noile tarife ale asigurării de răspundere civilă. Potrivit noii ordonanțe de urgență adoptate în septembrie, apare o situație hilară în legislația românească. Practic, proprietarii de atelaje cu tracțiune animală sunt nevoiți să încheie o poliță prin care pot acoperi daunele provocate în caz de accident. Este o eroare materială, a fost prima reacție a oficialilor de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Ordonanța de urgență 54/2016 privind RCA, adoptată în septembrie, are două articole care lasă loc de interpretări. Mai exact, într-unul dintre ele, vehiculul este definit ca mijloc de transport cu sau fără propulsie proprie, cu excepția celor care se deplasează pe șine, bicicletelor sau vehiculelor cu tracțiune animală. Într-un alt articol scrie că sunt obligate să încheie polițe RCA persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării. Cum există o lege care prevede că proprietarii de căruțe sunt obligați să le matriculeze căruța și pot fi oricând sancționați dacă circulă pe drumurile publice fără RCA. Avem un număr de 250 de atelaje care sunt bine înregistrate, nu plătesc nicio taxă pentru că folosesc atelajele în scop agricol. Atât timp cât se deplasează pe șoselile publice, pe drumurile publice, de o asigurare au și dânsii nevoie. Pentru ce să mai plătesc asigurarea la căruță? Nu suntem de acord. Dacă o să vii, e lege pentru toți, lege și pentru mine. Pe o parte e bine, că în caz de un accident cu o mașină, ce se face? Mi se pare o aiureală, drept spus. După ce nu ne acordă mai nimica, încearcă să ne ieși ce avem. Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară spun că cel mai probabil este vorba despre o eroare materială. Potrivit ASF, normele de aplicare ale ordonanței privind RCA sunt încă în lucru. În finalul emisiunii vorbim despre Olimpiada de Cultură Generală Cuget, care intră într-o nouă etapă. Alături de noi se află acum doamna Olga Stanciu, reprezentant al Asociației Femeilor de Afaceri Cluj și reprezentantul sponsorului. Bună ziua, doamnă, bine ați venit! Bună ziua și mulțumim pentru invitație! Intrăm într-o nouă etapă, da? E a semifinalelor. Sigur, se apropie semifinala, este sâmbătă și acest concurs de cultură generală care a avut un aplomb deosebit în contextul primei ediții și impactul, emulația creată, interesul participanților, respectiv elevi, studenți și tineri între 18-25, respectiv elevi între 14 și 18 ani, a determinat să demarăm această a doua ediție la nici 6 luni de la finala pe care dumneavoastră, ca și partener principal, ați transmis-o în direct. Ei bine, acum intrăm în semifinală cu câți tineri? Am zis bine, peste 600 de persoane. Peste 600 și cred că merită să observăm aspectul următor. Dacă în anul trecut am avut, la ediția anterioară am avut 7.000 și de concurenți,
pentru această ediție a doua avem deja 8 mișii am avut. Deci concursul câștigă putere de la ediție la ediție. Crește gradul de dificultate? Cum ați conceput această a doua etapă? Sau care e diferența? Concursul se derulează pe 3 categorii de vârstă, clasele a 9-a, 10-a, respectiv grupa G1, 11-a, 12-a, grupa G2 și 18-25. Și există, sigur, o diferențiere, pe de o parte, între categoriile de concurenți în firea lucrurilor, iar pe de altă parte, semifinala rămâne atrăgătoare ca și paletă de întrebări, pentru că scopul concursului este să atragem cât mai mulți tineri, dar există și o provocare, tocmai datorită competiției și a premiilor puse în joc de către sponsori și cei care susțin evenimentul. Și ca atare, gradul de dificultate, dar și coeficientul de atragere a întrebărilor pentru semifinale este sporit. Hai să mai spun mare. Sporit, da. Păi, e normal că este un concurs numit Olimpiada de Cultură Generală. Să nu vă treziți la un moment dat cu foarte mulți câștigători, să nu puteți face față unui mare număr de premii. Și modul de alcătuire al chestionarelor, grefat, repet, pe cele 3 categorii, presupune în această semifinală, dacă eventual vom fi în situația să departajăm cei care s-au calificat în finală, presupune și un set de întrebări de baraj. Așa că ați luat în calcul și această... Absolut orice variantă. Vă invităm împreună cu partenerii din care susțin acest concurs frumos și la semifinală. Bineînțeles că suntem siguri că veți fi acolo în contextul final. Eu sunt parte interesată. Fiul meu s-a calificat în această... Așa că o să nu divulg nimic, dar garantez onestitatea întrebărilor, a corecturii, pentru că discutăm și de 18 doamne care fac voluntariat sub această egidă frumoasă a concursului. Deci sâmbătă la ora 11 să-i spuneți fiului dumneavoastră să ajungă să se înscrie cu buletinul, să-l aibă la el cartea de identitate 11-11-30. Aici la 11:30 să dea startul în cele trei la Facultatea de Științe Economice Gestiunea Afacerii, gazda noastră și de la ediția anterioară, iar concursul efectiv presupune 15 minute de lucru pe chestionarele care se împart în cele trei săli, aula, anfiteatru 1, anfiteatru 2, 15 minute în care se vor concentra pe 25 de întrebări de bază plus 3 întrebări de baraj. Din ce domenii s-au păstrat domeniile ca și în prima etapă? Sau exact, deci discutăm de științe, literatură universală, literatură română, artă, sport, geopolitică, Cluj-Napoca ca și oraș al nostru. Există întrebări din absolut toate resorturile, de la, să zicem, câte clape are un pian, până deci, la cine a compus lacul. Inclusiv aveți și întrebări capcană. Câte întrebări capcană fac parte dintr-un chestionar? Astfel încât, totuși, să avem 15 finaliști din fiecare categorie. Așa că întrebările care sunt prinse în chestionare au un singur răspuns corect, nu sunt mai multe variante și întreaga derulare acestui concurs la această ediție suntem sigure că se va desfășura conform primei ediții, cu multă stare de spirit bună, cu mult spirit de competiție. Se copiază? Nu. Nu, pentru că vă spuneam de echipa de doamne organizate de președinta organizației noastre, doamna Mihaela Rus, și managerul de proiect Monica Dragu Covric, avem grijă și se transmit toate informațiile, iar să știți că tinerii privesc acest challenge într-un mod foarte onest, transparent și frumos. Adică chiar le place concursul acesta și ne place și nouă. Și nouă ne place. Și place și sponsorului tur principal care susține că sunt sub egida corporației și a răspunderii sociale. Sunt o serie de proiecte la care sponsorii s-au afiliat și uite, rezultatul este frumos și ne bucurăm că are succes și crește Olimpiada de la an la an. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, mulțumesc pentru detalii. Și noi și vă așteptăm și venim sâmbătă. Sâmbătă și prezentăm și rezultatele. Vor fi luni gata
pregătite pe site-ul cugetafacluj.ro. Am reținut. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Sunt Luminița Purdea Cotuțiu. Vă doresc toate cele bune.